de pe buler, bă, frate, bă! Dulci, dulci! Dulci ca limonata! Așa! În ultimele două decenii, Lubenița de Dăbuleni a parcurs drum lung și anevoios până să devină un adevărat brand și să ajungă pe toate tarabele din piețele românilor. Oltenii zic bostan la câmpul de pepeni verzi. Când Lubenița începe să se coacă, dăbulenii se mută în câmp, în barăci improvizate, să păzească recolta. Ba unii chiar mai devreme. Le păzim de cior, de iepuri, de cotofene. Stăm aici de când le punem și de când se ivesc și până la terminare. După asta se cunoaște pe sunet, după scrip. Uite, fonele, na. Când pepenii verzi vărgați specifici zonei sunt gata de prima recoltare, zona Dăbulenului devine un adevărat furnicar. Lubenițele cum sunt? Au foarte, foarte bune. Dulci? Dulci, gustoase, sunt prea ieftine după munca care se face. Cumpărăm și noi un pepene, doi pentru noi. Dar pepen ca aici n-am văzut până nicăieri. Extraordinar, începând de la 10 kg, 15 kg, găsești pepene aici, tone. Căruțe, tractoare, tiruri așteaptă să încarce mii de tone de lubeniță pe care le duc în toate colțurile țării. Hai la lubeniță de vânzare, mă, lubeniță de vânzare, dulci ca limonata, dulci ca înghețata, rez ca înghețata, dulci ca prăjitura. Marfă ca aici la noi, la Dăbuleni, nu puteți găsi oriunde. Cumpărați lubeniță de Dăbuleni, dulce și aromate. După atâta muncă, oamenii țin la preț și încep negocierile. Păi cum să fie muncă? Vă dați seama de asta primăvară, de la zăpadă de când le punem în pământ, udate, copilite, date îngrășăminte, stropite cu medicamente, că altfel se usucă. Cum să nu fie muncă? Numai irigatul, că am dat câte 450 de mii la irigat, le-am ghidat de atâtea ori. La Dăbuleni e o adevărată bursă a lubenițelor. De teroare vin din toate părțile, din toate județele țării. De la Maramureș, Timișoara, Brașov, Iași, Bistrița, Năsăud, din toate părțile. Vin și stau aici zile în șir. Cu toate că dăbulenii sunt producători și nu comercianți, cei mai îndrăzneți se încumete să plece să vândă chiar ei la oraș. Păi marfa e bună, noi nu spunem că... Dar nu ne convine să dăm prețul din cauza costului transportului, pieții și tot așa. Cum e? Merge? E bine și oraș. Omul nu are bani, noi nu avem posibilități de a veni să plătim piața. Povestea pepenilor vărgați de Dăbuleni continuă și astăzi, dar la alt nivel. Un sfert din producția României se coace pe solurile nisipoase. Alte tehnologii, alte condiții, alte piețe câștigate, dar și o luptă nouă cu importurile. Doar munca a rămas aceeași.